Tot timpul cât am stat împreună, am vorbit împreună, ne-am rugat împreună și în stările și de intimitate trupească, în ceea ce privește ispitele și lupta domnicească. Dânsul a purtat în chipul acesta de lut pe care noi îl admenem prin fotografiile care le avem. Atunci când vorbea cu cineva, din trei cuvinte, el își dădea seama cu cine vorbește. Și atunci avea rezerve când simțea că nu poate merge mai departe, omul nu înțelege. Și decât să înțeleagă greșit, spunea, mai bine schimb subiectul. Ceea ce poate el duce, ceea ce el poate înțelege. Și cam felul acesta de a proceda printre frați. Dar toate cu gândul, cu dorința, cu dragostea de a ne apropia de Iisus, de numele Lui, de dragostea Lui, de cuvântul Lui și de însușire Lui, a avut totdeauna deschidere. Măcar că au fost 12 ani între noi, odată i-am spus, dar de ce trebuie să știu lucrurile ăștia, frate Trear? Trebuie să le știi. Și eu sunt om cu slăbiciuni, cu neputință și pot greși și n-aș vrea atunci când poate mă vezi greșit să știi că și eu sunt om, dar eu l-am aflat pe Domnul și eu sunt al Lui, așa cum sunt cu greșeli, cu neputințe, cu slăbiciuni, pentru că El a plătit prețul pentru mine. Eu nu mai vreau să trăiesc pentru mine.